frumos, mulțumesc din suflet, mulțumesc frumos, mulțumesc, dați-mi un microfon. Uitați aici microfon. Normal că Oltenia e de partea mea, pentru că un sfert din mine e din Oltenia, bunicul din Drăgășani. Și ultimii ani, iată, mi-am petrecut foarte mult în Oltenia. Este un pământ atât de frumos și atât de sfânt și mai e ceva. Cu oameni foarte luptători, extrem de luptători. Sunteți oamenii care ați rezistat foarte bine în anumite părți colectivizării. Sunteți oamenii care ați luptat împotriva nedreptăților. Cu voi nu merge. Poate mai stați voi așa liniștiți, lăsați pe unul cu altul să vorbească, după care puneți pumnul în masă și spuneți destul, până aici, gata! Oltenia a trebuit să vină. Nu le-aș dori să vadă un oltean nervos. Dar mai nasol e când vezi oltean ca nervos. Este? Când oltean care e nervoasă, nu mai e nimic pe masă. Și olteanul moare de foame și nu se poate. Vă, ce să zic? Să depuneți o reclamație aici, dacă vă respingem. Să vă trăiască. Să știți că n-am avut în viața de emoții câte am acum. Nu mă întreb o rămânire. Vă mulțumesc din tot sufletul că ați venit într-un număr atât de mare. Îi salut și pe părinții noștri duhovnici. Vă mulțumim din suflet. Și să-i aplaudăm curajul de a veni și de a participa. Doamne ajută să rămână din suflet. Să binecuvântați această adunare și să binecuvântați această luptă simțiile voastre și vă mulțumim pentru curaj. Vă rog frumos să aplaudați, că eu știu ce vor păți după. Nu? Știți că și dânsii sunt niște luptători, cred că știe toată lumea relația mea foarte drăguță și iubitoare cu înaltea Sfințitul Mitropolit al Olteniei. N-am să fiu niciodată de acord cu închiderea bisericilor și nici vreodată nu va fi iertat când închis frăsineiul român, frăsineiul românilor, aposul românilor, și nu va fi iertat niciodată. Eu nu pot să iert, pentru că noi nu uităm, noi nu iertăm, noi suntem pereastra lor! O să vă rog să luați loc. Vă mulțumesc din suflet pentru primirea voastră călduroasă. Vreau să vă spun că în Oltenia, în 2020, când a început lansarea mea mai feroce, așa, pentru că atunci și au fost în mod umilite și văd că acestea continuă de asupra la sec. Vreau să spun un lucru pe care nu cred că știți. Primii oameni salvați au fost în Oltenia. N-am să spun județul. Dar am venit noaptea și am fost niște oameni dintr-un spital cu ajutorul unor preoți. S-a întâmplat un lucru, tot aici în Oltenia, care a schimbat soarta lucrurilor și a făcut jandarmeria să dea un pas în spate. Un preot a avut curajul să facă slujbă cu sute de oameni. Primarul a venit cu jandarmeria și a vrut să ia bătaie să-i scoată din biserică și din curtea bisericii. Părintele m-a sunat. Ce fac? Dați-mi la telefon. Am vorbit cu ei că e ordin de la Arafat. Arafat să se ducă la cultul său și să dea sfaturi celor de acolo. Noi suntem creștini, ortodoși, și pentru noi Dumnezeu e totul. Nu s-au putut înțelege și jandarmii au început să dea în ei. Întrebarea mea a fost,
Da, voi nu aveți niște bâte? Ba da, sunteți olteni sau ce naiba sunteți? Cred că vă dați seama ce s-a întâmplat. Când îmi încalci drepturile constituționale, reacționăm. Pentru că nimeni nu e mai presus de lege și nimeni și nimic mai presus de Dumnezeu. Să țineți minte lucrul ăsta. Ulterior, jandarmii n-au mai avut curajul să intre, era proprietatea bisericii, da? Proprietatea comunității. Aveți curaj. Eu am avut parte de un bunic excepțional, Dumnezeu să-l odihnească. Un om care a luptat în al doilea război mondial la Codul Dorului. S-a întors pe jos de acolo o mână de oameni din tot regimentul și mi-a povestit ororile acelui război. Bunicul meu era reprezentativ pentru Oltenia. Extrem de intransigent, iubitor de țară și n-a permis nici măcar sistemului comunist să se îngenuncheze. Era extrem de mândru și dacă v-aș arăta o poză, îi se vede oltenismul pe față, mândria. Când vezi un oltean, credeți-mă, îți dai seama că e oltean. În primul rând, demnitate, onoare, verticalitate. Acea intransigență. De aceea vă spun, voi puteți revoluționa întreaga Românie cum ați mai făcut-o. Voi va trebui să ștergeți roșu și să puneți albastru la locul său. Pentru că cerul este limita. Dumnezeu este limita. El ne poate impune limita. Mintea noastră a fost făcută de ei de 34 de ani, plus 50 de ani de comunism, să gândească nu se poate. Ba se poate! De aceea își comasează ilegal alegerile. Credeți că degeaba? Credeți că de bani? La cât fură ăștia se gândesc ei la bani public? Păi că la legerile nu vă supărați, sunt mizericul lor, șpaga de la restaurantele unde se duc. Atât se fură din România. Ca să vă închipuiți un buget electoral, dar șpaga la restaurantele politicienilor. Credeți că se gândesc la economii? Nu. Rezultatele sondajelor sunt cumplite pentru ei. Credeți că degeaba în Parlament am spus vi se termină mandatul de 34 de ani. Noi nu discutăm aici de o putere care ne-a respectat drepturile. Din Oltenia nu au luat la telefon decât ăla de la PSD mi-a luat terenul, ăla de la PSD mi-a anulat titlul de proprietate, m-am dus să-mi iau pământul și casa și era ăla de la PSD. Dar ce suntem noi aici? Ce suntem noi? Victime? Oltenia noastră a devenit victima? Toți bărbații aveți obligația să vă ridicați. Pentru că voi sunteți stâlpul. Vreau să vă aduceți aminte de Tudor Vladimirescu. Da, trădați? Da, cât a luptat. Vreau să vă aduceți aminte de Ecaterina Teodoroiu, doamnelor. Vreau să vă aduceți aminte de Mihai Viteazu, ban al Craiovei. Trădați? Dar a luptat și a învins. Primul făcuitor al Unirii a fost ban al Craiovei. Asta trebuie să vă oblige. Nimic nu vă poate sta în cale. Sunteți ca jiu, ca orcul care se duce și înspumați după furtună rade tot. Asta trebuie să curgă prin vinele voastre. Acest șuvoi de ape care nu poate fi oprit. Voi, oameni liberi, voi cei care ați schimbat destine, voi cei care nu v-ați lăsat în
îngenunchiați exact ca frații maramureșeni, dar și liberi. Avem numai locuri pline de libertate și de luptă. Va trebui să vă ridicați. Și am un mesaj în special pentru femei. Știu, domnilor, că Răutenia vrea să stângă separat, dar nu e chiar așa. Femeile dumneavoastră sunt cele care vă administrează casa, vă poartă pruncii aici, le dau viață, vă continuă existența în numele și familia. Femeia își lasă casa și vine după voi. Femeia e cea care, evident, vă mai și cătați cu ea, cea fi viața fără ceară, tot bune, ne-am plictisit. Dar tot ea vă ia în brațe, vă mângâie, vă sărută și vă oblojește rănile. Și ce frumoasă e împăcarea după o ceartă oltenească. Nu? Suntem de regală. Doamnele, e nevoie de voi în politică. Și mă bucur că sunteți multe doamne aici. Domnilor, permiteți femeilor să vină în politică. Lăsați-le să candideze. Să știți că pe cât de cerverețe și rele de gură suntem, suntem mult, mult mai echilibrate. De când sunt numai bărbați la putere, avem numai războaie. Corect. E un adevăr, nu mă puteți contrazice. Așa este. Să vă aduc aminte de perioada matriarhatului? Fug după aceea și avem nevoie de ei, să-i lăsăm. Nu, ușor, ușor și să trezesc în matriarhat. Prin învăluși. Haideți să păstrăm echilibru. Trebuie ca femeile să se implice, să nu mai echilibrate, știu să administreze, știu să concilieze. Gândiți-vă că femeia, mama, e cea care trebuie să ierte copilul, inclusiv copilul, care a ridicat mâna asupra ei, care a înjurat-o. Să ierte bărbatul care a înjurat-o și a înjosit-o. Câtă putere e într-o femeie. Femeia, cea mai mare parte, e cea care stă și nu doarme nopțile. Și când să se culce și ea vine dimineața și să vă facă mâncare, să vă spele, să vă calce și să vă duceți impecabil în societate pentru că sunteți oglinda ei și a familiei. Am să vă rog să apreciați mai mult femeile. Iar doamnelor, e luna noastră. Ridicați-vă! Vreau să mă aduceți aminte că tot noi avem prezenții părinți aici. Cine l-a recunoscut pe Iisus? Bărbații? Femei. Cine? Miro? Nosițele. Femeia. Avem al șaselea simț. Domnilor, bazați-vă pe cel de-al șaselea simț al femeii. Nu dă greș. Pentru că dacă ar fi dat greș, nu va fi ales pe voi. Corect? Corect. Bravo, femeilor! În încheiere, există aici în sală un reprezentant de seamă al bărbaților. Îl știți? Îl ador. Domnul Florin Pătrăchioiu, a fost dorința mea să-l văd pe acest om care a avut un curaj inimaginabil. Felicitări! Vă rog frumos aplauze! Dacă nu știți, dânsul, atunci
când a fost cu Serbia, nu? Cu toți, cu Iugoslavia, dânsul a avut curajul să oprească un tren întreg al NATO și să le spună: aveți o problemă. Dar NATO nu avea documente. Noi suntem NATO. Și? Și Domnul a zis: aici este gara mea. Trage pe dreapta și la control. N-au documente, nu trec. Și mai e ceva, trebuie să fiți mândri. Când am fost acum în Serbia, am aflat că există un muzeu pentru Domnul. Pentru eroi și dumneavoastră sunteți unul din eroi Iugoslaviei, o eroi Serbiei. Vă rog să vă ridicați de picioare pentru că aveți un reprezentant așa. Nu, 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 nu
contează. Aveam, mi-aduc aminte, în primul acolo aveam portretul Petre Roman, era președintele ședeului tot timpul acela. Și l-am pus în cap. Măcar să înțeleg și eu așa râzând. Și zic, dacă mă întreabă și de ce l-am pus așa, am spus, bă, eu pun în picioare, vin în capul. Primarul respectiv era pedis. Și l-am invitat și pe domnul Traian Băsescu. Și de la mine din sat, din Chirești, m-au luat și mi-a zis domnul Traian Băsescu. Era problemă Marcel primar. Și am zis că nu, că bine, am zis mă duc să nu credești ce n-am venit să mă da, și m-am dus, l-am întrebat, zice, bă, ce curent de cameră ești dat cu mie. M-am pus să mă siriez. Băi, vedeți, bă, care-i motivul să-l dau afară? Și au venit toți și au zis, nu știu nici o literă măcar, da? Și au zis, bă, la bă, să lăsăm în pace. Dragă lor, mi-a dat până 3 salarii primă. Vă iubesc, sincer, vă iubesc pentru această. Ne culcăm pe o parte. Și ce vedem
că oricine mizeria. Aici trebuie să lucrăm. Trebuie să înțelegem un lucru. Non-stop trebuie să fim în gardă. Avem unire? Trebuie să o păstrăm și să luptăm, să o apărăm. Dușmanii sunt tot timpul. Și vedeți că nu sunt numai din interior. Sunt și din exterior. Și sunt ajutați de cei din intern. Ileana Pupescu, Dumnezeu să ordinească, o scriitoare extraordinară, spunea că nu străinii ne vor distruge, ci ai noștri. Parafrazez, n-am să vă dau citatul exact, dar spunea că noi, cu răutatea noastră, cu invidia noastră, cu trădarea noastră, ne face cel mai mare rău și ne vom autodistruge. Nimeni nu ne poate învinge din afară. Țineți minte ce vă spun. Uitați-vă că toată istoria României este plină de trădări. Am asistat și în sens România la trădări. Era normal. Dacă nu contam și nu eram cu adevărat o mișcare reală, revoluționară, nu s-ar fi întâmplat așa ceva. Dar să primești atâția bani ca să-ți bați joc de oameni și să distrugi partidul în interior, înseamnă că partidul ăla valorează ceva și are niște procente cu mult peste ce dau ei. Apropo de NATO, a făcut evenimentul zilei un sondaj. Nu știu dacă l-ați văzut. Pe cine vor românii să reprezinte România la NATO, să fie secretar general? Să fiți voi liniștiți. Era Iohannis cu 15%, Ciolacu cu 5%, Ciucă cu vreo, nu știu, 9-8%. Cine Dumnezeu era pe primul loc? Diana. Eu cu 57%. Dar mai fi domnul Florin să-mi depun candidatura ca secretar general la NATO. Ha? Este? Domnule, și să știți că am vorbit cu unul din consilierii mei și am spus acum și mie formele să le trimitem să vedem cum o fi să se trezească cu Diana și o soată candidat la secretariatul general al NATO. Și zice, dar vă trebuie niște țări să vă sprijine. N-avem noi țări să ne sprijine? Nu sunt eu putinistă și nu s-o filă? Nu-i scriu lui Putin, îi dă și mie o recomandare. Putin e bun prieten cu Austria, că 80% din economia Austriei este rusească, da? Mai vorbim și cu ăștia din Germania, că și ăștia o parte din ei sunt cu rușii. Mai avem și prin Italia și a, uite cum, a, cu turcii. Pe schemul Erdogan, nu uite ieri am văzut eu declarația aia politică cu sistemele HAR. Avem sprijin! Avem sprijin! Hai să conducă cine trebuie NATO! Îi scoate la pensie pe toți că ne-am săturat de atâtea războaie, credeți-mă. Asta e apropo de ciuma roșie, când în 2021 urla PSD-ul după mine. Nu vii la noi? Nu! Nu vii la noi? Păi nu o scopă mine. Nu mă, nu vin. Hai, nu vină la noi. Bine mă, vin ca președinte. Președinte de ce? Președintele partidului. Eu ați ce-o luat acolo să vină la mine? Păi și ce zice sorul dacă ești președintele partidului PSD? A doua zi aș rămâne unicul membru. Vâlcea e județul cu cele mai multe mănăstiri.
din țară și sunt recunoscute pe plan mondial. Avem Târgu Jiu. Cum e posibil județul Gorj să fie atât de sărac? Când am vorbit, vă spun sincer, am mai legătura cu cei de la Centre Pompidou și am spus, domnilor, știți ce ansamblu avem acolo al Brâncuș și Târgu Jiu? Da. Și? Păi, ce vreți să vă faceți de reclamă? Dar zic un parteneriat așa, zic că eu mă gândesc că toată Oltenia ar trăi în bunăstare numai dacă ar exista turismul din Târgu Jiu. Poarta Sfântului, Masa Tăcerii și Coloana Infinitului. Și zic, dacă facem un parteneriat, mă rog, am avut și eu intermediar, m-a ajutat maică-mă să ajung la ei, pentru că mama locuiește în Franța, se sperie de faptul că Târgu Jiu ar putea ajunge un punct de referință pe harta turismului și mai ales al artei. Se sperie. Pentru că atunci s-a întrebat un nu ar mai fi ceea ce e acum. Și atunci le-am spus, dar ce trebuie să facem noi? Un parteneriat. Cu voi, cu Centre Pompidou, cu atelierul unde a lucrat și a locuit Brâncuș, nu mai vorbim că avem să ne legăm și de Maria Tănase, nu, iubita lui, și apoi cu vizitarea tot ceea ce înseamnă Vobița și Târgu Jiu și să facem un proiect din acesta internațional. Zic, cam câte persoane credeți că ar veni lunar în Târgu Jiu? Zice, dacă promovăm la greu, mai ales în partea asiatică, da, 15 milioane. Cât? Păi 15 milioane sunt noi toți în România. Păi vedeți, luați-o mai ușor cu promovarea, că nu o să aveți unde să-i mai țineți. Înțelegeți că totul e ținut special și că avem în frunte niște proști? Ăsta e adicum, zice, spune, nu pot să le găsesc. Locuri aici care v-ar scuti de toate taxele și impozitele. Da, facem târguri de Crăciun, cel mai mișto, bravo, că stăi noi. V-a scutit cineva de taxe și impozite? Nu. Au crescut. Au crescut. De ce? Dacă sunt târguri atât de mișto și avem atâtea spectacole pentru tineret care ar trebui să vină ca și Cluj. Are taxe și impozite, nu? Păi de ce nu are atâtea altunduri și atâtea spectacole unde vin toți, n-ar trebui să scoată bani cât să mai reducă din taxe și impozite? Înțelegeți unde-i prostia și bătaia de joc? Înțelegeți că vă trebuie oameni în administrație care să gândească constructiv? Să știți că la Gorj am transmis la Târgu Jiu Romanescu propunerea mea de un an. Eu am vorbit, eu am auzit. Dar, în schimb, domnul Romanescu se infiltrează în SOS România. Cum încearcă să se infiltreze și aici, în SOS din Olt, din Dolj, din Elinț, din Argeș, peste tot încearcă. De ce, mă? Pentru că noi vrem ca românul să nu mai plătească taxe și impozite pe o proprietate pe care a plătit-o și a plătit-o de N ori, pe ajunge ce facem? Într-o viață plătim casa de două ori, nu? Odată le dau proprietarului și odată îi dau statului. Dar de ce să-i dau statului? Statului degeaba. Cu 3 milioane de bugetari, care sunt pe toată frunza la fii. Ia găsesc-mă la muncă. Și îi sună de linte topoare. Și de târnă coape. Și de ce? Avem de făcut canalul Dunăre București. Visul României. Momentul ăla s-a dus mai barotă Tamu și înflorește portul Constanța. Aveți o perlă pe Dunăre. Ce faceți cu ea? E bătăți și bați și jare. În rând să înflorească tot comerțul pe aici din Oltenia, cu ieșirea la Dunăre. Noi ce facem, domne? Sărăcim și din alții și ne iau tot? De aceea vă spun. Oltenia aveți obligația să vă ridicați. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! E vorba de, nu numai de legitima apărare, e vorba de refacerea întregii românii. Și vreau să dați exemplu. Începe strângerea de semnături. Ei sunt siguri că nu o să strângem semnături. De ce? Pentru că să vă duceți cu 5 formulare după
consilii și consiliul județean. Pentru aceste, pentru fiecare, va trebui să strângeți semnături. Mă rog că la locale sunt mai puține, câteva mii. Dar la europarlamentare avem 200.000 de semnături de strâns. Și ca să fim siguri că ne lasă în pace după ce ne vom anula, trebuie să avem vreo 400.000. 1 milion! Să vă văd! O să spuneți ca cine interesează pe noi europarlamentare. Vă interesează mulți. Pentru că Parlamentul României nu mai decide de mult pentru voi. Tot ceea ce vedeți și știți foarte bine, v-am făcut like-uri peste like-uri să vă explic, am scris comunicate de presă, am făcut declarații, interpelări. Totul vine scris de la UE. Îmi vine să pun un mână în față, dar mă abțin. Și atenție, nu sunt nici anti-NATO, nici anti-UE. Păi da, respectați-ne drepturile egale cu ale celorlalți. E foarte bine că facem parte. Dar noi nu suntem țară de luna a treia, cum ne consideră ei. Avem dreptul să ne spunem punctul de vedere. Trebuie să mergem acolo și să le batem și noi cu pumnul în masă. Băi, și eu sunt egala voastră. Conform tratatului de aderare, sunt România egală și cu Germania, și cu Spania, și cu Franța, și cu Italia. Dar ce să vezi? România și Bulgaria sunt paria Uniunii Europene, ca și la NATO. Nicăieri nimeni nu a putut înjosi mai mult un popor decât în aceste două organizații. Dar de ce? Sunt ei de vină? Nu! Noi suntem de vină! Cu misiunile pe care le-am trimis acolo și pentru faptul că niciodată nu am făcut o opoziție reală împotriva lor. Atenție! Pentru că tot timpul s-a găsit o scuză. Sunt mulți, ciuma roșie, ciuma galbenă. Păi, ca până când? Când o să stați în genunchi? Vă pleacă copiii, avem sate care nu mai au niciun locuitor. Vă place că majoritatea copiilor voștri stă în străinătate? Vă place că vi se nasc nepoții pe care nu îi veți vedea niciodată, unii dintre voi? Asta a ajuns România? Bătaia de joc a unei Europe care să vină să ne locuiască pe noi aici? Asiatici și africani? Să stai la ei acasă! N-am nimic cu imigranți, înțeleg, sunt săraci, dar am săracii mei! Am românii mei de afară care vor să se întoarcă și n-au unde, în timp ce eu plătesc tot felul de străini cu salarii pe care nu, nimeni, niciun român le are, românul meu e slugă la curul străinilor. Iar asta trebuie să înceteze. Românul e demn, românul este onorabil. Și vă spun pe aia dreaptă, e o mie de ori mai greșete cu toți ăștia europeni, ăștia care sunt mai mulți. Fiți mândri că sunteți români. Și hai, ridicați-vă odată, domnilor, vă rog frumos, mă bazez pe voi și mă bazez și pe doamnele dumneavoastră. Pentru că împreună faceți întregul. Împreună vom reuși. Uitați-vă ce ne-am putut face în Parlament. Și să câte ori vă gândiți că vă e greu și că nu puteți să învinge, că ei sunt prea mulți, vă rog să vă aduceți aminte de momentul Zelenski. Nici o țară din lume n-a avut curajul să facă ce s-a întâmplat în România. Cine? Un singur om, o femeie. O femeie cu o hartă în mână l-a oprit pe Zelenski să vorbească în Parlamentul României. Și a ținut socoteală pentru tot ce face România cu Ucraina.
vorb de bikini. Țineți minte momentul Zelenski. Credeți-mă, 24 de ore n-am primit telefoane în viața mea de la toate structurile de securitate ale României decât în momentul ăla. Ce aveți de gând să faceți doamna șofoară? Nimic în afară legii. Ce înseamnă asta? Ne vă garantez să nu voi depăși cadrul legal și cadrul cutumelor diplomatice. S-a făcut liniște. Trebuie să ne explicați. Ia și citește, că și eu citesc de vreo 2 săptămâni. Păi și ce o să faceți? Nimic în afară cadrului legal, dar ăsta nu vorbește în Parlamentul României. Ultimul telefon am primit cu o oră înainte să ajung în Parlament, era domnul Marcel Ciolac. Îi tremura vocea. Ce ne-ai făcut ăsta că m-au omorât? Te-au omorât și vorbești? Nu te-au omorât bine, că te-au omorât de tot. Ce ai de gând să faci? Nimic în afară cadrului legal și al cutumelor diplomatice. Ce dracu înseamnă asta? Înseamnă ceva mai mult decât ai învățat tu când făceai covrici. Bravo! Ce era după mine și aici Ciprian Cizut, domnul deputat? Era după mine și el vă poate spune, Doamne, viața mea am fost atâția securiști și atâția oameni ai serviciilor de toate. Cred că și CIA-ul și Mossad-ul. Acum acolo chiar era Mossad-ul, să știți. Iar jurul meu chiar era Mossad-ul, CIA-ul și așa mai departe. Și făcea Ciprian, obișnuiește-te, așa o să fii la anul. Zic, da, așa e, trebuie să mă obișnuiesc cu toți ăștia după mine. Și totuși, Zelenski n-a vorbit. N-a vorbit în Parlamentul României, a venit, a stat 20 de minute și a plecat așa cum a venit, a fost scopat de o femeie reprezentant al poporului român. Din acel moment, Zelenski s-a dus pe topogan. Și când vă mai gândiți că vă este frică, gândiți-vă la acel moment. Și gândiți-vă la ce vă tot spun eu. Un singur om curajos constituie o majoritate. Pentru că ei nu sunt obișnuiți ca cineva să le opună rezistență. Iar voi, voi sunteți opusul. Nu se poate ca voi să fiți călcați în picioare de niște proști. Nu pot să-l închipui așa ceva. Învățați-vă copiii cu demnitate să lupte. Ridicați-vă împotriva acestui regim și aduceți-vă aminte de toată istoria voastră oltenească și cât s-a luptat, câtă haiducie a fost. Sunteți urmașii lor. Nu puteți să-i faceți să se întoarcă în groapă și să gândească că au murit degeaba și că au luptat degeaba și s-au sacrificat degeaba. Părinții voștri s-au sacrificat. Nu ca voi să fiți cu capul plecat, ci ca să luptați și să le faceți țara asta din temerii. Aseară am avut o intervenție la TVR3, era năsui cu Lavi. Năsui nu știu unde, la USR? Inexistenți. După ce am vorbit cu ei și o emisiune, cred că 10 minute, s-a luat pauză publicitară și n-am mai revenit după pauză. Și ce îi spune? Eu nu știu ce consumă ăștia, frate, pe bune, că consumă greu, auzi ce spune Năsuri. Avem o industrie mai mare decât pe vremea lui Ceaușescu. Avem un castel mai mare decât pe vremea lui Ceaușescu. România e o bunăstare mult mai mare, picul e mult mai mare, iar România un fel de trai de 1000 de ori mai mult decât pe vremea lui Ceaușescu. Și eu am întrebat, vă spărați, ce consumați să consumăm și noi? Acetamină! Acetamină! Voi vedeți lucrurile ca ăsta? Nu! Deci, oameni buni, vă dați seama că ăștia, când a vorbea cu atâta încălcenare, încât mai n-ai să cred că România e industrializată, frate! Că suntem ce vorbește la a doua putere mare din lume, așa. Și asta, bineînțeles,
să răspun la un născut datorită Uniunii Europene. Da. Da. La Uniunea Europeană, în Parlamentul European, trebuie să meargă oameni care să dea cu pumnul în masă. Evident, simbolic vorbind. Să impună puterea legii și a egalității. Să impună interesul românilor. Ca ei noștri sunt de vină. Ei se duc și dau ca niște slugi. Habar nu au. Ce dracu să vorbească ciolacul? Explicați-mi și mie. Îi arde un an de zile meditator ca să-l facă să vorbească corect românește. Vorbe serios. Îi se plătesc lecții de dicție și de limba română. La cum Dumnezeu are 50 de ani. Eu l-am mai întrebat o dată la telefon. Zic, auzi? Tu când ți-ai luat bacul? Înainte sau după ce termina facultatea? Nu l-a luat. Păi nu mă luat pe mine așa. Vezi, vrei să dau și examen din bac, mă pune, zic că fac. Toate discursurile lor, uitați-vă, sunt copiate din discursurile mele. Mame, ce merge mesajul naționalist. Păi proștii ăștia nu înțeleg că mesajul e degeaba dacă nu simți de aici. Și dacă nu-ți iubești cu adevărat țara asta și nu fii din popor, ăștia n-au făcut parte niciodată din popor. Ăștia au uitat de unde au plecat și exact ce le-am tot spus, sunteți atât de sus că habar nu aveți ce este jos. Nu-i mai lăsați să vă conducă. E de ajuns. Destulă prostie care ne-a condus. E momentul oamenilor care știu ce au de făcut, care au o profesie. Voi fi care ați muncit, nu trebuie să fiți oameni super intelectuali ca să conduceți o comună. Trebuie să fi avut o profesie, o pregătire în viața voastră, să aveți o experiență de viață. Să știți și să vă pese. Că restul vine de la sine. Consilieri locali. Păi nu se poate în secolul 21 să avem sate, comune, fără apă, fără gaze, fără veciu, casă. Despre ce vorbim? Minimă o școală unde se ducă copiii, nu la 50 de kilometri, că vezi, Doamne, nu ne permitem să întreținem școlile. Ne-au plecat profesorii, au devenit cărșunari Europei, nu se poate așa ceva. Oameni cu studii care puteau să înalți aici intelectul românilor, s-au dus să spele la fund bătrânii altor țări în timp ce ai noștri mor singuri. Trăim o dramă cumplită și vă rog frumos să spunem stop acestei drame. Și pentru că toți sunt reprezentanți ai bisericii, vreau să le reamintesc și poate mă aude și Sfinția sa Irineu. România asta s-a clădit cu ajutorul bisericii. În vremuri de restriște, când ne călcau tătarii și otomanii, bisericile erau mici, din lemn, și erau clădite cu multă dragoste și de acolo ieșea multă dragoste. Pentru că asta e creștinism, iubirea. Când clopotul bătea și anunța pericolul, primul lucru pe care îl făceau românii, desfăceau biserica în bucăți și o luau cu ei în căruță. Și plecau, fugeau femeile cu copiii, îi duceau în peșteri, cine știe pe unde, prin munți. Bărbații o trăgeau fântânile și își dădeau singur foc la case. Ca să nu mai apuce nenorociții ăștia să le dea foc. Dar când se întorceau, își reconstruiau biserica. Locul unde era iubire. Locul unde se întâlneau, locul unde se căsătoreau, unde se botezau și unde se mormântau. Începutul și sfârșitul. 13 biserici închise. Atosul românesc închis. Biserica Muierească din Valea de Frăsinei trebuia să fie demolată. Pentru că acolo trebuia să fie un centru spa. Așa a avut IPS Irineu.
Dacă n-aș fi intervenit atunci, nu mai aveam muierea sa. Pentru că am luat atitudine atunci, s-a oprit. Dar nici pe sine nu mai are. Totul e pe bani. Și vreau să transmit Bisericii Ortodoxe Române acelei părți care știu că e demnă, onorabilă și cu adevăr, că avem nevoie de ea să ne unească cum ne unea pe vremuri. Locul în care... Știu. Și vă mulțumesc din suflet. Părintele Vargă, de la Târgu Jiu. Să veniți cu aceea. Vreau să vă spun că dacă biserica nu-și face curățenie și nu intervine, e foarte gravită. Sunt foarte mulți preoți care suferă. Sunt oameni care au nevoie de duhovnicilor. Nu se poate să ne pierdem credința. Fără credință suntem morți. Tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă pentru că vrea Dumnezeu. Iar noi trebuie să facem voia Domnului. Amin. Amin. Așa că numele lui Dumnezeu ridică-te, ridică-te, Ioane, și recuperează țara. Trăiască România liberă, credincioasă și în numele lui Dumnezeu eliberă România și ziua alegerile. Și e cu tot ce se întâmplă acolo, s-a luptat pentru drepturile noastre,
Dar nu din postura de europarlamentar, din postura de consilier. Este liderul care a făcut posibilă comunitatea romă să vină lângă noi și să-și ceară drepturile. Mare lucru! Vicepreședinte Biroiul Executiv Național și președinte sectorul 5, Marin Ștefănel. Doamna președinte de la Argeș, Ingrid Alexandrescu. Și nu în ultimul rând, și nu în ultimul rând, prietenul nostru de la Olt, președintele Mihai Țiu. Tuturor pentru faptul că se ridică. Vă mulțumim, dragilor, tuturor. Păi pe el nu prezintă nimeni baza noastră. Mare Bosache, președinte Domnului și președinte Domnului și președinte Domnului. Mulțumim, Manu, pentru organizare. Mulțumim, Manu, pentru organizare. Luați loc, dragii mei. Imediat o să începem să dăm cuvântul onoraților domn și doamne care le-am prezentat. Vreau să vă spun ceva. Foarte scurt. Să știți că fără implicare nu se întâmplă nimic. Doamna președinte Șoșoacă nu poate să facă nimic fără noi. Dumneavoastră nu puteți să faceți nimic fără doamna Diana Șoșoacă. Noi avem, cred că în ultimii 10 ani din istorie, avem un lider. Alții n-au așa ceva. Avem un lider care vorbește din suflet. Avem un lider care știe și cunoaște tot ce se întâmplă în România la fiul ieri. La fiul ieri. De legislație, îmi cer scuze, dar nu trebuie poate nimic. Măcar atâta lucru să înțelege. Bun. Noi avem... Da, cum să nu? Avem platina aceea. O avem pe Diana. Avem materialul. Cum spuneau câțiva colegi de ună zi, are cine să retragă. Dar fără ca fiecare dintre dumneavoastră să punem un pic postul, când împingem căruța, să punem un pic umărul. La bătaia nu se întâmplă, să știți. Și nu se va întâmpla. Eu îmi doresc, și dumneavoastră la fel, ca să avem un președinte femeie în septembrie. Este în regulă. Doamne, ajută! În viața asta, știți ce eu ceva să vorbesc. Nu vă rețin prea mult, aș vrea să încep cu domnul secretar general Iulian Șerban, după aceea domnul Luis Lazarus, facem mare studiu și care dintre colegi mai pot să vă menține un pic timpul dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Ok. Numele meu este Iulian Șerban, pentru cei care vă cunosc. Sunt medic chirurg de profesie, sunt ieșan, născut în Iași, trăit în Iași, sunt moldovean aici, iar pe voi, dragii mei, vă mulțumesc. Ok, ce vreau să vă transmit? Eu mă ocup de organizare. În întreaga țară, de toată organizația de educație a rămas România. Și, bineînțeles, încercăm să organizăm cât mai bine pe toți românii noștri care sunt în alte țări, care au plecat în România și dorința mea și a întregului partid, cea mai mare este să-i întoarcem acasă. Din punctul ăsta de vedere, vreau să vă spun că partidul nostru, SOS România, este un partid mai tare. Cu până acum n-am mai zis. Și am să vă spun de ce. Avem foarte, foarte mulți votanți în țară. Mai mulți decât
care să candideze de partea Partidului Jos România. Suntem aici 500 de oltenii. Vă rog tare mult, gândiți-vă la modul cel mai serios. Să aveți curajul să candidați pentru comunitățile dumneavoastră. Avem nevoie de dumneavoastră, în primul rând, prin acest punct de vedere. Vă rog, încă o dată, aveți curajul, acel curaj oltenesc, de a candida. Doar așa puteți ajuta comunitățile dumneavoastră, doar așa puteți ajuta Oltenia, doar așa puteți ajuta cu adevărat România. Sper că mesajul meu este suficient de clar pentru toți cei prezenți aici. Și sper că acest mesaj dumneavoastră să-l transmiteți în teritoriu, în toate județele din Europa, cei care sunt membri ai Partidului Jos România. Inspirați-le curajul de a candida. Implicarea în politică, asta înseamnă. Nu doar a fi la ședințe, nu doar a aplauda, nu doar a face tot felul de lucruri care nu sunt cu adevărat importante. Important este să ai curajul să candidezi, să-ți pui numele tău, personalitatea ta, pe o listă a Partidului SOS România. Asta doresc de la cei oltenii curajos, care știu că există sala asta, știu că există în Oltenia. Demonstrați acest lucru, pentru că doar așa vom putea să câștigăm, să primim acele voturi pe care le avem deja. Oamenii vor să ne voteze, hai să le dăm ocazia să aibă pe ce pune ștampila. În plus, am să spun ceva care, mă rog, de obicei când eu iau cuvântul, spun lucruri surprinzătoare. Câteodată Diana, când se bagă de multe ori, stau în ea, dă cu ce lucru să facă. Vedem tot, să știți. Am să spun ceva surprinzător de data asta. Eu astăzi am fost convins. Și astăzi pot să vă spun că un moldovean va ceda în fața unui oltean. Și asta îmi explic. Eu sunt secretar general al Partidului de SOS România. Prin funcția pe care o am, prin vechimea pe care o am, în mod sigur, voi avea un post pe lista candidaților noștri la Parlamentul European. Vreau să vă spun că voi renunța la acel post în favoarea unui oltean. Un oltean care, după mine, este un simbol pentru întreaga România. Astăzi am înțeles că acel oltean trebuie să candideze în locul meu pe lista de la Parlamentul European. Și îl propun pe domnul Pentru că prin dumneavoastră vom arăta tuturor românilor că se poate.
poate. Că avem coloană vertebrală. Că sunt români care nu se pleacă în fața străinilor. Că sunt români adevărați. În cazul de față Olteni. Dar să știți că peste tot sunt astfel de români. Dumneavoastră, fiind exemplu, nu aveți dreptul să refuzați să candidați în numele României. Dar adevărat însă, hai să avem curaj. Hai să avem și mult curaj. Hai să luptăm. Nimeni nu va lupta pentru noi. Dacă noi nu ne ridicăm, dacă nu avem curajul să candidăm, să le arătăm că suntem mai buni decât ei, așa cum a arătat domnul Pătrăchiu unor ofițeri americani, și ați văzut că până la urmă, ne-au respectat. Știți de ce ne-au respectat? Pentru că l-au respectat pe domnul Pătrăchiu pentru atitudinea lui. Asta trebuie să facem noi. Și în Parlamentul European, și în politica externă, dar și în România. De-aia vreau și țin neapărat să simbolul care este pentru România domnul Pătrăchiu să candideze pe listele Partidului SOS România. Vă mulțumesc foarte mult! Pare rău că nu am un proiector, dar... atât de rușine pentru țara mea și pentru poporul ăsta
că unul de la Mehedinți a reușit să facă nenorocirea asta. Dar la Mehedinți, domnul Moreanu, ce face cu ea acolo? Mișcă ceva sau nu? După cum și alții dintre voi, cei care
v-ați implicat vreodată, ați salvat un om dintr-un pericol. Am văzut atâția eroi, pe un pompier, un chiar un polițist, un jandar, au fost tot felul de cazuri. Că nici măcar nu erau există funcțiuni. Și au intervenit și au salvat oamenii în momente de criză. Dar ceea ce a făcut șeful de gară de la Pierești este un simbol mai presus de orice. De aceea zic acum că și domnul Iulia Șerban aici de față este un erou prin modestia pe care a afișat-o. Păi voi vă dați seama ce înseamnă asta? În fața acestui de oameni, este un secretar general al unui partid să spună că încercați în locul pentru un om pe care nu l-a cunoscut în viața lui. Vă puteți imagina calitatea de povata de politic și de eleganță. Pentru că mai mulți dintre noi, nu neapărat eu sau Bian, ca să nu fim prea modești, n-ar fi făcut treaba asta, dar el a făcut-o. Domnul, el a respectat o regulă. El a spus, aici, eu sunt șef. Aici eu am toate prerogativele să fac să se respecte legea. Dacă în țara asta se respecta legea, mai eram noi acum în situația în care suntem, după 34 de ani, mai aveam noi tratate cu Ucraina prin renunțarea la teritorii. A fost un parlament, cât o fi fost de patriot, prin 91, care a spus, alo, stați un pic, că nu e așa. Noi trebuie să facem niște comisii bilaterale să stăm de vorbă cu Ucraina și să stabilim care e situația cu granița. De atunci și până în 97 nu se mai întâmpla nimic. În 97-98 scrisesem o scrisoare deschisă, eu fiind 98 de la studenților din România, în această scrisoare spuneam că pe vremuri ministrul de externe al României, când a semnat, a leșinat. Și mă refer, desigur, la pactul Ribbentrop-Molotov. Deci, nu există așa ceva în țara noastră ca să poți să fii atât de nevertebrat, atât de euglena verde de amibă, încât să îți pui semnătura pe o porcărie care atacă țara ta și poporul tău pe generații. Uitați-vă ce se întâmplă în teritoriile românești de acolo. Cum este prezenția sa, Lochișa, terorizat și bătut și otrăvit și amenințat și ce pățesc bisericile noastre de acolo. Cum le-au desfințat și cum și-au bătut joc de ei. Nu e posibil așa ceva. A venit părintele de la Miami și a vrut să se întâlnească cu Diana Șoșoacă. A venit special la București. Am fost la Viena. De asemenea, părintele de la Viena și-a declarat sprijinul pentru Diana Șoșoacă. Iată, avem acești onorați părinți cu noi aici, care au curaj să iasă în față și să spună gata! Până aici! Că sunt deja proverbiale aceste vorbe ale Dianei. Până aici există un moment în care, dacă se trece linia roșie, nu mai putem să tolerăm. Deci s-a închis orice toleranță. De aceea, eu vă spun că toate demersurile pe care le-a făcut în Parlamentul României, inclusiv pentru teritoriile românești ocupate astăzi, inclusiv pentru infrastructura energetică, ea este singura care a depus un proiect de lege de abrogare a legii privatizării petrolului. De ce nu votează? Dacă ei sunt așa de patrioți, dacă au așa de patrioți cu toți șmecherii lui, de ce nu votează? De ce nu votează acest proiect de lege? Că atunci, dacă se apropie legea de privatizare a petrolului, petrolul revine înapoi în proprietatea noastră. Sigur că o să ne judecăm 7 de ani cu o groază de instituții, de arbitraj și așa mai departe. Dar o să vedem și noi dacă ei și-au declarat exact cifrele de afaceri și au plătit exact redevențele și impozitele pe care trebuia să le plătească în această țară. Ceea ce nu este tocmai în regulă. Și așa că, astăzi, eu, ca jurnalist vechi de 25 de ani și ca om care m-a ajutat nici colo în tot felul de campanii politice electorale și după aceea nu mi-au spus nici măcar mulțumesc și au devenit niște vii. Deci, astăzi spun, am identificat
Daphne, Diana și o șoacă. Da. Păi, eu cum vă provocați? Nu vă provocați nimicit pentru că a demonstrat în ultimii 5 ani că ceea ce a spus a făcut, a întâlnit-a pe mine, sigur. Și acum îmi pun problema. Dacă în poporul român există atâția eroi, ca domnul Petrecuie, dacă în poporul român există atâția eroi ca voi care ați suportat chinurile comuniste ulterior, chinul acesta al democrației de fațadă, cum să nu vreți să schimbați ceva după 34 de ani? Sigur că e greu că ei s-au înfipt acolo ca niște căpușe în corpul țării și al vostru. Și în fiecare zi vă iau impozite, și în fiecare zi vă iau banii. Și vă duceți la muncă și după aceea veniți acasă cu 50 și ceva la sută din banii pe care ar trebui să-i câștigați. Păi ce e asta? Sclavagism? Ați ajuns să munciți ca să mâncați? Mai puteți să vă cumpărați o haină pe voi? Vă permiteți să duceți copiii la o școală bună? Nu! Majoritatea covârșitoare a românilor nu-și mai permit luxul ăsta. Și atunci noi exact asta vrem să facem. Vrem să schimbăm puțin mentalitatea, vrem să infuzăm o dosă de optimism în poporul român care să se trezească din letargie și să înțeleagă un lucru. Tot ceea ce s-a întâmplat până acum a fost programat. A fost un joc. Un joc bine pus la punct. De ce? Pentru că voi involuntar i-ați ajutat. Prin lipsa la vot, prin neatenție, prin jemantișismul ăsta tipic românesc, ai bă, că nu mai, ce vorbește și ăla. Nu mai vreau, gata, am terminat, nu se mai poate. Nu e așa. Nimic nu se schimbă fără intervenția voastră, pentru că nu la noi este ștabila. Eu am un vot și atât. Eu aici văd peste 500 de voturi. Eu vă vorbesc, voi trageți concluziile. Voi sunteți cei care puneți ștampila și voi sunteți cei care schimbați lucrurile. Nu eu și nici măcar Dian. Noi avem două voturi, cel mult. Voi aveți peste 500, ca să ne referim numai la voi care sunteți totuși și reprezentanți doar. În spatele vostru sunt mii și zeci de mii de oameni care așteaptă ca voi să-i instruiți și să le explicați lucrurile astea și să mergeți mai departe. Pentru că jocul a fost așa și este în continuare. Vă iau impozitele voastre, le duc la buget, de la buget se face veni bugetul. Se finanțează partidele PSD, PNL, USR, chiar și au partidele parlamentare. Partidele parlamentare plătesc toată media, care media la sfârșit vă minte pe voi, așa cum îi se dictează, că dacă și ia banii de la partide, nu-i logic. Și atunci voi sunteți beneficiarii unor minciuni pe banii voștri. Vă puteți imagina una ca asta? Voi îi întrețineți cu banii voștri. Ia să nu mai plătim niciun impozit. Ce-ar face guvernul? Ar intra în colaps. Ce-ar face televiziunile? N-ar mai putea să dea nici o gădeștire pro-guvernamentală. Că n-ar mai fi plătită, nu? Și atunci, întrebarea este, după ani și ani, nu v-ați lămurit cumva că la sfârșit, când ajungeți după 4 ani de suferințe la lege, aceiași oameni candidează, fraților? Ăla a fost primarul PSD, acum de PNL. Ăla a fost de PNL, acum de PSD. Ăla a fost la USR, nu mai convine, că da afară USR-ul că nu și-a spus. Acum o să ducă la PSD. Sau PSD raconează de la PNL și tot așa. Sunt aceiași oameni buni. Oameni buni. Este incredibil. Aveți primari care stau de ei mandate. Și iar vin și vă cer votul. Și n-aveți străzi în comune. N-aveți canalizări. N-aveți electrificare. N-aveți tot felul de lucruri. Fiecare cu particularitățile lui. Nu aveți gaze și altele asemenea. Dar ce au făcut ei în 34 de ani? Cum e posibil ca în 34 de ani de democrație, când Ceaușescu de lăsat cu zero datorii, tu încă să ai niște școli cu WC-ul în fundul curții, unde
murit. Cum e posibil așa ceva? Câte miliarde, zeci și sute de miliarde și trilioane au de euro au fost consumate în România în 34 de ani? Nici nu putem calcula exact. Putem să ne uităm doar la datorii. Peste 150-160 de miliarde de datorii. Peste 400 de miliarde furate, spunea un raport al FBI-ului. Deci unde am ajuns? Și datori, și vânduți, și fără drepturi, și mai de acolo. Iată că pentru prima oară, de la Vadim poate din 2000 încoace, a apărut un om providențial care vine și spune: gata, mă, gata, hai să facem ceva. Și de aceea toate televiziunile ce credeți că fac? O critică, nu? O urăsc visceral. De ce? Pentru că ea încearcă să vă disloce din această letargie. Ea încearcă să vă scoată din mască și să vă pună pe șosea, să veniți toți la vot și să îi răde. O să zic că unii poate mai pesimiști, unde domnule, că am văzut că o dă cu 2-3%. Nu, eroare. Chiar Ghireanu, marele sociolog, a dat o ultima dată cu 1%. Și a fost recent. Dar să ne uităm în spate, în noiembrie, când a fost sondajul ultim, care se referea la candidații la președinție și unde apărea cu 19,1% oficial, la sută, la președinție. Ce-o fi asta? Nu cumva de atunci nu s-a mai făcut niciun sondaj și nu se mai vorbește de președinție decât în general. În general. Deci toate aceste date, plus atacurile televiziunilor, acum am început să fim și noi atacați. Și eu, și Marius Tudor, și toți cei care suntem în, chiar secretarul general, domnul Șerban, am fost atacați de televiziune. Păi eu am făcut, mă, prăpătiților cu televiziune față de trei lunele, servicii și audiență, zeci de ani de zile, și voi vă întoarceți împotriva mea? Asta e culmea. Ăsta da caracter, mă, frate. Ăsta da caracter. Așa că este clar cum s-a coalizat sistemul cu toate componentele lui, politice, financiare, mediatice, împotriva unui om și a câtorva apropiați. Diana Șoșoacă și oamenii președintelui, ca să parafrazez un film cunoscut. Deci s-au canalizat toți asupra câtorva oameni. Păi ce am făcut noi în viața asta? V-am furat noi vreuneu? Am avut noi funcții politice din care să tragem coloase? Am fost noi miniștri, am vândut noi întreprinderi, am făcut speculații cu terenurile statului, la domeniile statului, n-am făcut nimic din toate astea. N-am avut nicio legătură cu nimic. Și culmea, noi suntem cei atacați. De ce? Pentru că în sondaje, când zic ei 2-3%, au uitat să mai pună o cifră similară. Poate 22-33%. Poate așa, poate așa. Și să nu uitați că în câteva dintre țările occidentale, Portugalia, Olanda, mai multe, au fost niște alegeri care cotau niște partide similare cu SOS, tot așa, 3-4-5%. Și au început să ia câte 15-17-19-20%. Dar, cu, prin determinarea oamenilor, prin forța lor, pentru că voi, în fiecare dintre voi, de fapt, zace în latență un erou și un patriot. Nu uitați lucrul ăsta. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Și închei cu Diana Președinte! Aceste lucruri, aceste vorbe ale Dianei, ale noastre, ale tuturor, peste tot pe unde mergeți și nu uitați, Diana este președinta partidului SOS. Toată România trebuie să știe că SOS este partidul Dianei și că românii trebuie să
voteze pe toate listele SOS și nimic altceva. SOS! 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 Acum aș vrea să-i dau cuvântul spre final, dacă mai are cineva după aceea. Aș vrea să dau cuvântul unui tânăr, tânăr, dar vești, Brusenescu, să zici. Sau, e bine? Mame Sudă! Mai tare. Suntem în sală de toate felurile. Unii mai bunezei, alții blonzi, cu ochii albaștri, unii mai înalți, alții mai scunzi. Dar Dumnezeu a spus așa. Eu v-am creat pe toți egali. Corect? Corect? Corect. Cine suntem noi să punem etichete, să ne separăm? Dacă aș avea o putere, v-aș ține pe toți în palma. Și v-aș pune pe toți acolo unde meritați, la loc de cinste. Dar Domnul nostru Iisus Hristos a spus așa, eu lucrez pentru oameni, prin oameni. Și vă spun o mică poveste. La mine în sat e un mormânt. Merg în fiecare duminică și aprind două lumânări. Pe cruce scrie așa. Aici se odihnesc mamele lui Tudor Scudere, tata. Are două mame. Una care l-a făcut și n-a putut să lucrească, una care l-a crescut. Păi mama care l-a făcut, ca să țineți minte un lucru, de ce vă spun asta, nu-i victimizare, să nu vă uitați niciodată, părinți, să-i slăbiți, să-i iubiți, să fiți mândri de ei, așa cum sunt ei. V-am adus aici, pe pământ. Și m-a luat tata, și pe mine, și pe sora mea, și am găsit mama, care l-a crescut, după vreo 40 de ani. Și a pus-o tata, după ce am grijit-o o vreme, și după ce am murit, în același mormânt, cu mamaia mea, care i-a spus așa. Am să mor și n-am să te văd însurat, și n-am să-mi văd nepoții. Și când merg la ea la mormânt, îi spun așa. Uite, mamaie, nepoții tăi, ai băiatului tău, Tudor, student. Înțelegeți, oameni buni, ce vă spun. Fiți buni cu cei din jur. Nu contează nimic altceva. Eu am fost singurul consilier român și poate singurul consilier din Parlamentul European care m-am luptat cu dracii de la Bruxelles. Că Parlamentul European conduce, din păcate, diavolul. În ultima sesiune plenară de la Strasbourg, fraților, s-a adoptat o rezoluție legislativă care e pur și simplu diabolică. Legea inteligenței artificiale. Fiecare dintre noi vom fi identificați biometric. Fața noastră, vorba noastră, cuvântul nostru,
Poziția, postura noastră, toate vor fi incluse într-o bază de date cu sau fără consimțământul nostru. Inclusiv fără consimțământul nostru. De ce? Ca să putem fi identificați de la distanță. Nu este în diavolului. S-a mai adoptat una. Și nu vă mai rețin. Eficiența energetică a clădirilor la Bruxelles. Zic unii ca ai noștri oameni de la țară care își încălzesc casele cu sobe pe lemn, poluează mediul. Dar eu spun așa, n-ați vrea voi, noi oamenii, despre care ați putea spune că noi poluăm mediul, să ne mutăm pe lună? Să rămâneți voi să stăpâniți pământul ăsta. Voi verzi, globaliști, neomarxiști. Dar le mai spun așa, nu se poate. Și știți de ce nu se poate? Pentru că noi toți, în 2024, îi trimitem pe ei pe lună. Iar noi rămânem aici să trăim și să stăpânim pământul nostru mândru și frumos. Să vă rugăm pentru voastră. Să vă rugăm și de ce vă mare. Vreți să vedeți cu mine puțin? Și noi toți. Vreți să vedeți cu mine puțin? Haideți să ne ridicăm, domn doctor. Lazarus. Ștefanel. Haideți puțin în sală. Vă rog de suflet. Haideți. Haideți, domnule procuror. Fraților, și dumneavoastră, toți, în picioare, că voi suntem o familie mare, o familie care e o învățare de Dumnezeu. Și am o rugăminte, doamne senator. Ne luăm de mână toți, și voi din sală. Haideți, oameni, luați-vă de mână toți, chiar dacă nu vă cunoașteți. Așa, fraților. Haideți, domn doctor, vă rog frumos. Asta înseamnă familia tare, mare și iubită de Dumnezeu, SOS România! Și haideți să strigăm așa, noi suntem români! Sănătoși și oameni buni, avem aici o echipă extraordinară în fruntea căreia se află doamna senator Diana Șoșoacă, Diana Iovanovici Șoșoacă, viitorul președinte al României și o echipă care vor fi pe listă la europarlamentare și vor reprezenta așa cum nimeni niciodată n-a făcut-o. Doamne ajută să trăiască România! Doamna Diana va sta cu fiecare să suporteze. Luați-o în brațe, pentru că eu vă spun de fiecare dată când le iau în brațe, simt altfel. Altfel. Are o căldură care o emane, trebuie să simțiți după ce se întâmplă asta. Pozați-vă și lăudați-vă cu cunoaștere. Și povedem prin noi. Mulțumim frumos, dragilor! O aveți pe Diana, lângă dumneavoastră, nu lăsați, vă rog frumos! Asfiția să... Vă rog, să vă reluați locurile, ca să nu mai facem nicio ședință. Da? Și toate am la dumneavoastră, față și poze și de jos. Avem niște invitați speciale care vor să vă spună câteva cuvinte. Europeca. A, Europeca la ora 5. Să știți că v-am întâlnit la ambulă, că toată pentru că avem aici tensiuni bisericești care
au fost și ele de vă să îi răsășiți. Așa se întâmplă, din păcate, rodenii au trebuie să refacem ordinea și să punem lucrurile la locul lor. Și o să vă rog să vă ajut. O să venim, ne întâlnim, o să terminăm pe urmă cu live-ul ca să putem să discutăm și chestiunile de organizare care nu pot face obiectul live-ului, da? O să vă rog frumos să îi întâlnim cu drag pe cei doi părinți, părintele Vlad Gabriel din Craiova și pe părintele Varză din Târgu. Și să vă rog frumos să vă adreseze câteva cuvinte și apoi să începem cu binecuvântarea acestora și ședința noastră, pentru că avem foarte multe lucruri de dezvăluit, da? Avem o campanie de dus și avem o luptă de purtat. Doamne ajută! Doamne ajută și mie v-am găsit. Doamna președintă, a viitoare de dumneavoastră României, într-un cuvânt și adevărată în tot sensul cuvântului, domnilor și doamnelor și ghiților credincioși, mă adresez cu credincioși, astăzi am venit să susținem pe doamna președintă la latura schimbării și traiului de mâine mai bun decât astăzi. Am făcut parte din jurnalia Orchei de-a lungul timpului, am trecut prin multe ispite și încercări datorită lui PSI Irineu, cum l-am numit și doamna președintă. Rolul dânsului nu este de a distruge ortodoxia, de a scoate relief oamenii care nu sunt bazați de teologie, nu au cultură teologică, iar noi cei care trăim duhovnicește ne-au aruncat din sânul bisericii. A venit timpul ca noi să ne facem propria biserică, ca și construcție, că biserica e una și aceeași în univers. În municipiul Târgu Jiu, împreună cu Părintele Ioanichie Bază, care dorim și cere, și poporul cere să fie arhiepiscop și mitropolit, să reprezentăm Rusia în România, asta vrem să facem. Mă rog, treaba dumneavoastră, eu nu de asta v-am lăsat să vorbiți. Nu pentru asta v-am lăsat aici. Da? Dacă vreți în Rusia, duceți-vă în Rusia. Mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns să ne întâlnim cu dumneavoastră. Vedeți, la început a făcut Dumnezeu lumea cu cuvântul. Câtă putere poate avea cuvântul. Observați că noi acum venim în fața dumneavoastră și vă spunem niște vorbe la prima vedere, par vorbe. Dar dacă aceste cuvinte zilitoare, constructive, le vom transpune în acțiuni, vom vedea că ele vor deveni lucrătoare. Cuvântul lui Dumnezeu, fiind ziditor, a creat această lume de care noi ne bucurăm. La început a făcut Dumnezeu, l-a făcut pe om. L-a făcut bărbat mai întâi și a văzut Dumnezeu că nu este bine. Și a zis, nu este bine să fie omul singur, să-i facem lui ajutor pe măsură. Deci femeia este ajutorul bărbatului, auziți, nu supusă, ci pe măsura bărbatului. Da? Și i-a făcut femeie și iată că acum, când lumea parcă s-a degradat și pare că merge tot înspre jos, vine
Dumnezeu și ne aduce din nou femeia în prim plan, care vrea să ne fie de ajutor, vrea să ne scoată. A greșit ea, Eva, săraca de ea. A greșit. Dar tot din cauza bărbatului. Dar s-a spus și bărbatul. Și păi, bărbatul și-a dat concursul. El a fost instigator. Acum avem lumea eliberată prin jertfa Mântuitorului Hristos care a venit în lume prin Maica Domnului și iată poporul român are o nouă șansă. Tot printr-o femeie vrea să ne ridice din robia aceasta a sistemului creat în lume, un sistem păgubos, un sistem care distruge. Și atunci noi trebuie să susținem oamenii care vor să ridice, să ridice neamul nostru, fără rădăcini nu vom ajunge niciunde, ne vom pierde. Deci neamul nostru are șansa, s-a mai exprimat cineva pe aici, să dea naștere unui lider. Târgu Jiu o are pe Ecaterina Teodoroiu și se mândrește. Și eu i-am tot întrebat că la mormântul Ecaterinei Teodoroiu nu se vede o cruce acolo pusă la mormântul ei. Și am întrebat pe Edil, de ce există decât mauzoleul acesta, dar nu are cruce? Pentru că pe ea, pe Ecaterina Teodoroiu, a însuflețit-o o credință și o dragoste de Dumnezeu și de oameni. Altfel nu și-ar fi dat viața. Unde e crucea ei, ca noi să știm că ea a fost creștină? E semnul distinctiv, crucea, de aceea ieșim cu ea în față, pentru că ea ne eliberează, ne înviază. Uite, acum ne pregătim de înviere, intrăm de mâine seară, intrăm în postul mare. Postul mare nu trebuie să fie un stres pentru dumneavoastră, trebuie să fie începutul cel nou, un nou început al învierii. Renunțăm la plăcerile noastre, renunțăm la mâncare, la băuturi, la răutăți și privim spre învierea lui Hristos. Deci dacă intrăm în postul Sfintelor Paști, este o bucurie că avem șansa să privim la învierea sufletească noastră prin învierea lui Hristos, dar punem început și învierii neamului nostru românesc prin acțiunile acestea pe care le facem pentru eliberarea dintr-un jug politic în care am ajuns. Astăzi auzim pe toate drumurile că biserica nu trebuie să se implice. Cum să nu să se implice biserica în aceste activități pe care le organizează poporul? Sunt alegeri de acestea care urmează. Se implică pentru bani. Da, dar vedeți, trebuie să scoatem în prim plan adevărul, nu o minciuna și dezminarea aceasta care este creată pe bază politică. Nu. Iubiți credincioși. Eu vă zic credincioși că așa m-am obișnuit la biserică. Avem pe doamna Diana Joșoacă, pe care o cunosc de câțiva ani de zile, și am rămas constant în aprecierea pe care o am față de dumneavoastră. Eu, de când am dreptul la
a alege dreptul de alegător, niciodată nu am ales partidul. Acum vi se cere să alegeți un grup parlamentar, un grup politic, nici nu știu eu prea bine cum se numesc. Dar eu zic să votați omul, priviți spre omul, în primul rând. Și apoi partidul. Deci partidul acesta e special, pentru că omul care îl conduce este deosebit, are calitățile necesare pentru a fi liderul nostru, pentru a ne conduce. Vă îndemn cu autoritate părintească, nu altfel. Autoritatea aceasta părintească este plină de iubire și de smerenie. Știți, mama când își îndeamnă copilul sau tata, ea nu îl îndeamnă despotic. Eu vă îndemn așa cu iubire părintească să aveți încredere în doamna Diana. V-au mințit? Atâția v-au mințit. Frumos, elegant. Doamna vă spune răspicat. Adevărul trebuie să tume, trebuie să fie apărat cu putere multă. De aceea strigă Doamna cu atâta putere, pentru că are de apărat un adevăr. Când a trebuit să apere, Hristos a luat și piciuri. Să nu uitați, îl avem pe Sfântul Ioan Botezătorul. Eu port numele Sfântului Ioan Botezătorul. Și de câte ori mi se întâmplă să nu fiu în stare să mărturisesc adevărul, mă uit la icoana Sfântului Ioan Botezătorul și îi zic, mi-e frică să nu fii dezamăgit de mine. Mi-e frică, Sfinte Ioan, că tu ai apărat adevărul cu prețul vieții. Ți s-a tăiat capul pentru adevăr și eu nu sunt în stare. Vă iubim pe toți. O iubim pe doamna Diana și o binecuvântăm. Să fie cu bază. Și aș vrea să-i spun părintele Gabriel un lucru, pentru că ați făcut o mare greșeală aici și în ceea ce vă privește pe dumneavoastră, știți că la mine adevărul este unul. Și așa cum l-am criticat pe IPS-ul meu, așa vă critic și pe dumneavoastră. Dumneavoastră nu reprezentați o țară în lumea asta. Aveți obligația să-L reprezentați pe Dumnezeu și să aveți grijă de poporul României. Pentru că vă gândiți așa, că reprezentați nu știu ce țară și nu reprezentați sufletul omului din fața lui Dumnezeu. De aceea poporul a rămas fără preot cu har. Pentru că vă gândiți numai la țări, numai la puteri politice, numai la tot felul de campanii și nu vă gândiți la amărâtul de om. Doamne ajută! Vă mulțumesc frumos! Îmi pare rău, dar eu asta sunt. Cine mă place bine, cine nu, la revedere, drumul. Mulțumesc! O să vă rog frumos să le spuneți colegilor dumneavoastră să se întoarcă în sală, pentru că în acest moment o să încheiem toate live-urile, o să ne închidem toate telefoanele și o să intrăm în ședință.